Salutare, dragilor! Bine ați venit alături de noi! Vă fac o scurtă prezentare. E vorba de Nicu Bârloc, biolog, jurnalist, expert în faună sălbatică și nu o să-i placă ce zic, somitate în acest domeniu. Enciclopedie. Cu siguranță nu-mi place. Nu. De eu le zic că asta e și pentru mine și pentru telespectatori și pentru prietenii mei care au urmărit emisiunile deosebit de interesante unde ne-ai ajutat cu o sumedenie de informații. Nu-mi place, dar îți mulțumesc. De asemenea, Robert Manolache, șoimar, membru ACIPITER și deținător a numeroase medalii internaționale, că de interne nu putem să facem încă. Și un bagaj de experiență foarte, foarte mare pentru cineva de vârsta lui, ceea ce nu poate fi decât un motiv în plus de mândrie. Admirabil. Și Robert, Nicu, ajutați-mă să prezint și pe cei doi co-moderatori ai podcastului, despre cine e vorba, cum îi cheamă, ce vârstă au și un mic portofoliu al lor. Sunt prietenii și, să zic așa, copiii de suflet al lui Robert, deci îl voi lăsa pe el să facă o mică introducere legată de acești doi indivizi, după care vorbim despre ce vrei tu. La dumneavoastră pe mână. La mine. La tine pe mână. Așa. La tine pe mână, un mascul de Uliu Haris, în vârstă de aproape 3 ani de zile. Numele lui este Tintin. Salutare, Tintin. Bine ai venit alături de noi. Da. La mine pe mână, aceeași specie, același sex, tot un mascul. Numele lui e Rascal. El este lângă mine de la vârsta de 3 luni. Ne antrenăm zilnic. Unul pe celălalt. Ați copilărit împreună. Exact, exact, da. Iar Tintin este lângă mine de aproximativ un an de zile. Ce se sizeze, pe lângă o energie specială, care mie o liniște, sunt foarte prietenoase aceste tipuri de păsări. Este o etapă foarte importantă din viața lor, practic, din ciclul lor de viață. Foarte, foarte bine pusă la punct, trebuie pusă foarte bine la punct, ceea ce se numește socializare. Da? Okay. Socializarea păsărilor este pe locul 1 în creșterea sa. Să aibă contact cu multe persoane, de mică, foarte important, să aibă contact cu foarte multe persoane, să observe foarte multe animale, zgomote puternice și asta rezultă o pasăre bună. Să se obișnuiască cu stimuli externi. Vezi, secretul e socializarea. La fel, dacă vrem să avem un om deosebit, cu un câine deosebit, trebuie să-i socializăm de mici, că e copil, că e cățel, trebuie să cunoască oameni, trebuie să vorbească, trebuie să nu aibă frică, să nu aibă temeri, să nu aibă angoase, să nu aibă niciun fel de problemă. La fel se întâmplă și cu el, obișnuindu-se de mici cu omul și cu alte, să zic așa, alte ființe sau obiecte din universul lor, când ajung adulți, cum sunt ei, nu se mai sperie. Dragilor, dar haideți să venim în ajutorul celor, că mulți poate o fac din snobism, mulți poate o fac să facă selfie. Să facem un mic ghid al celor care vrea să achiziționeze o astfel de pasăre ca să o respecte și să ia echipamentul, nutriția, tot ce are nevoie ca să învețe gesturile, limbajul, toate cele. Să venim în întâmpinare. Poate oamenii nu se pricep. Șoimăritul serios nu este așa cum îl spun de unele organizații, okay, Echipurile ecologiste, care nu sunt de acord cu legalizarea sa. Șoimăritul serios înseamnă șoimăritul legal. Și șoimăritul legal înseamnă supunerea legilor și a legilor Uniunii Europene și cele ale României. Deocamdată nu avem cadrul legal pentru șoimăritul în România, dar îl vom avea cu siguranță. Asta înseamnă în primul și primul rând ca păsările deținute să fie păsări de crescătorie, păsări cu acte de proveniență verificabile. În niciun caz șoimăritul nu înseamnă, așa cum spun detractorii săi, faptul că încurajăm sau încurajează în sine anumite persoane care iubesc sau își doresc să aibă o pasăre de pradă, să o ia ca pet, și asta înseamnă să se ducă în natură, să găsească un cuib, să prindă puii de acolo, să ia. Este un act de braconaj, este interzis de toate legislațiile normale, pentru că sunt specii, păsările de pradă în general sunt specii rare, nu sunt periclitate, au un statut legal special, deci nu trebuie luate din cuib, nu trebuie prinse la diverse capcane, ci trebuie procurate de la crescători, fie ei din România, și o spun cu mândrie, avem și noi crescători care au făcut pionierat pentru prima dată în România, s-au ocupat de reproducerea în captivitate a unor asemenea specii rare,
care și asta în sine este o, este o întreprindere destul de grea și dificilă, cu foarte multe etape și domenii și secrete care, dacă nu sunt îndeplinite, nu reușim să reproducem o specie, chiar dacă avem un mascul și o femelă și o cameră potrivită, le creăm condițiile care credem noi că sunt bune. Dacă nu respectăm toți pașii și nu cunoaștem biologia și comportamentul speciei, nu reușim așa ceva. Dar există. Există și în Occident, există și acum. O scurtă paranteză. Accipiterul acesta ce înseamnă? Că sunteți o organizație renumită în România, dar nu știu, ajutați-mă, de unde ați ales acest nume? Este denumirea științifică în general a uliilor care vânează păsări. Okay. Și vine din latinul accipere, aprinde cu ghearele, aprinde și a ține. Și ține foarte mult, evident, de atributul acestor specii, de a prinde cu picioarele și de a-și ține prada. Deci accipere, accipiter, chiar denumirea științifică a uliului porumbar, una dintre cele mai folosite specii, nu numai o specie urâtă sau dușmănită de către oameni, dar și una dintre cele mai folosite specii de păsări în șoimărit, accipiter gentilis, adică cel care prinde ca un nobil, cu gentilețe, cu artă, cel care capturează maestuos ceva. Ce frumos! Da, asta e denumirea științifică, luată din latină, recunoscută și în taxonomie. Și după cum spuneam, să nu ne depărtăm prea mult de subiect, în primul rând și primul rând, pasărea trebuie să aibă o origine controlată și verificabilă. Adică de la un crescător responsabil, ori din Occident, ori din România. De asemenea, cel care o cumpără trebuie să cunoască foarte multe despre biologia speciei. Pentru că dacă a făcut o greșeală în întreținerea sa, asta poate însemna caracterul păsării poate fi stricat, poate putem să-i provocăm psihoze sau nu mai poate colabora cu omul sau se poate îmbolnăvi. De asemenea, în dorința în care noi vrem să se legalizeze șoimăritul, viitorul șoimar trebuie să aibă statutul unui vânător, trebuie să facă o școală de arme, să ia un examen de vânător, pentru că și în Occident și peste tot în lume, șoimarul este tot un vânător în esență, adică un om care vânează, mă, că nu vânează cu arma, nu vânează cu arcul, nu vânează cu alte mijloace, ci vânează cu o specie de animal care prin definiție vânează în natură, vânează cu o pasăre de pradă. Ori asta înseamnă că el trebuie să, pe lângă faptul că să aibă cunoștințele necesare cinegeticii, pasărea ta trebuie să fie înregistrată la autorități, la agențiile de protecție a mediului, la poliția animalelor, care trebuie să știe că el deține o pasăre legală, de asemenea trebuie să facă autorităților dovada legalității păsării și după aceea începe pur și simplu arta de a trăi alături cu o pasăre de pradă. Asta înseamnă, revin iar la baze. În cazul în care nu este o persoană care a văzut o pasăre pentru prima dată, cum ești tu, trebuie să învețe, trebuie să citească, trebuie să trăiască pe lângă niște șoimari, trebuie să aibă legătură cu alți vânători, cu șoimi sau crescători, care să-l învețe cu ce fel de hrană să-i dea, cum să-l țină, condițiile de deținere în captivitate, cum să fie camera în care stă, voliera propriu-zisă, cum să fie poziționată, cum să se poarte cu el, cum să-l dreseze, cum să se apropie de el fără să-l sperie, cum după aceea antrenamentul propriu-zis, cum să-l aducă în condiția de vânătoare, să aibă o formă fizică foarte bună, să nu fie stresat. Practic e ca și cum, și aici credem, îți fac o paralelă foarte, foarte la obiect. Să ai o pasăre de pradă și să o antrenezi este la fel cum a fi un antrenor de box sau de karate care își antrenează un luptător. Acela trebuie să aibă o condiție fizică deosebită, trebuie să aibă o alimentație deosebită și trebuie să aibă un antrenament care să-i permită să înfrunte prada sau și să o învingă. Deci este cam, în linii mari este cam același lucru. De asta spun tuturor, este și nu este ca și cum ai face o comparație cu deținerea unui câine, unei pisici sau chiar a unui cal. Este o deținere de animal la fel ca celălalt, dar sunt niște diferențe enorme. Apropo de cal, că reproduc o pățanie care m-a impresionat, un cunoscut psiholog a fost chemat la un armăsar, de către un prinț arab, la un armăsar pur sânge, că nu mai putea, se blocase mental și nu mai putea să concureze. Și m-a impresionat cum a putut să identifice acest blocaj emoțional. Au vorbit cu îngrijitorul și calul avea în fața lui un cuib de rândunici și căzuse un pui de rândunică și murise în fața calului.
și a reușit... Aici sunt sensibil, da. Da, și a reușit să readucă la curse, deci fiecare pas trebuie o sumedenie de particularități, de nuanțe care trebuie învățate și ca să putem să le creștem, să fim alături de... Șoimăritul te învață foarte multe, nu numai despre ele, ci și despre natură. Și să-ți dau un exemplu foarte clar și foarte cunoscut și de șoimari. Ești un om care n-ai avut treabă cu natura. Nu prea ți-a plăcut, dar ți-au plăcut animale, dar nu prea ți-a plăcut natura, nu prea cunoști natura, nu știi ce e la biotop, nu știi ce să le animale, nu știi ce să le habitate și cumva îți intră pe mână o pasăre de pradă care îți place sincer, înveți ABC-ul dresării și îngrijirii unui șoim sau unui uliu și ieși cu el în natură. Și ai surpriza să ieși cu el în natură și el să nu vrea să zboare, să se uite speriat tot timpul pe cer sau în altă direcție și tu să nu știi ce se întâmplă. În momentul ăla ești obligat să înveți câte ceva despre natură. Și ai învățat lecția legată de faptul că în natură sunt și alte păsări de pradă, nu numai a ta, care este semidomesticită, care te privesc ca pe un intrus. Practic, ăla a fost teritoriul lor. Câmpul pe care ai ieșit, zona de pădure, în marginea apei, sau unde ai găsit un teren în care vrei să antrenezi pasărea să zboare, este deja terenul unei păsări de pradă care ți-o vede ca pe un intrus și care îi transmite ei semnale, ori audio, că țipă și ea, ori trece în zbor, tu nu o vezi, ele văd văd extraordinar, știm cu toții, zica la ochi de vulturi nu este fără temei, văd cam de 7-8 ori mai bine decât omul. Deci ea a apucat să vadă și prada când ieși cu ea pe teren și a apucat să vadă și concurentul sau o pasăre de pradă sălbatică care o gonește, înainte să o vezi tu. Și ea este agitată, se uită în toate felurile și în momentul ăsta începi să înțelegi cum e natura. Că trebuie cumva să găsești un teren bun pentru ea sau ea trebuie să o ajuți să-și înfrângă frica cumva de exemplarul sălbatic. Trebuie să știi când ieși cu el în teren. De exemplu, nu se iese cu o pasăre de pradă primăvara și vara, din motive foarte evidente. Păsările celelalte sălbatice au momentul în care își cresc pui și sunt foarte agresive și sunt foarte stresate dacă văd o altă pasăre care apare în zona terenului lor de vânătoare și terenului în care își cresc pui. Pentru că văd că pe un potențial pericol la adresa puiilor și ți-o pot ataca pe a ta. De aceasta, și nu numai din acest motiv, sunt multe alte motive care țin de tainele șoimăritului, se vânează toamna, de toamna până iarna, când și greutatea lor poate fi controlată și foamea lor este mai mare. Taine, nici nu riscă să intre în conflicte atât de mult, nu-i așa, Robert? Da. Cu păsările sălbatice. Vreau să profit de prezența lui Robert și să ne destăine din care sunt secretele în condițiile vitrege de în România, deci lipsa de calității, să reușești să obții medalii internaționale neavând o sumedenie de lucruri. E o chestie de psihologie, în primul rând de pasiune, pasiunea și nevoia te învață să găsești metode, să reușești să antrenezi pasărea în curte, în cameră, fără să o zbori. Și totuși, ține de secretul lui Robert și al nu numai al lui, de a reuși să faci rezultate astfel încât când el se duce afară, și aici pot să vorbesc eu numele lui, pentru că poate dacă aș spune el, oamenii ar crede că se laudă, dar pot să vorbesc eu în numele lui, când iese afară, străinii, crescători din alte țări, se spună nu cred că la voi în țară șoimăritul nu este legalizat și totuși voi reușiți să aveți grijă de păsări și să ne și bateți. În concret. Cum faceți asta? Cum adică le zburați doar în camere, dintr-o cameră în alta sau doar în curte? Și cum deau condiție fizică? Și uite că au, pentru că și Robert și ceilalți pasionați reușesc să sacrifice timpul, adică da. Nu este un el nu este un tânăr care să piardă timpul în cluburi nopțile și nu numai, pentru că a doua zi dimineața n-ar mai putea să ocupe pierde, de pasăre. Câștigă alături de pasiunea lui. Deci sacrifică o parte din timp pe care mulți l-au considerat timp liber pentru a face ce îi place. Și făcând ce îți place și având și răbdare, că după pasiune vine și răbdare, reușești să ai și rezultatul. Robert, care a fost cea mai dragă distinție internațională care ai cucerit-o? Sau prima, să mai amintești? Da, a fost prima a fost în anul 2022. Ok. În 2022 în Bulgaria. În Bulgaria cu primul meu mascul Haris Rascal. Era juvenil, adică. Dar Rascal de la ce vine? Mi-a plăcut numele. Okay. Da, adică n-are absolut nicio semnificație, nu. Mi-a plăcut numele. Era în primul lui an, juvenil. În primul an, m-am ocupat foarte, foarte, foarte mult de el în primul an. Chiar pot să zic că eu oferea mai mult timp decât eu ofer acum. Acum nu mai am atât de mult timp pentru că sunt și la facultate, sunt în an terminal și trebuie să ofer puțin mai mult timp anul ăsta a facultății. Dar în primii doi ani m-am ocupat foarte mult de el. A fost remarcabil, ca să spun așa,
Pentru că nu, nici eu nu m-aș fi așteptat, sincer, pentru că dacă la noi este ilegală chestia asta vânătoare. Da. N-am avut... mici, da, exact. Adică n-am avut niciodată ocazia să pot să văd o urmărire a păsării. Te-ai dus de curiozitate. Da, adică... Și concursul în ce constă? Da. Ce înseamnă? Presupune? Sunt două probe. Așa. Prima probă este de vânătoare. Da? Ok. Iar a doua probă este o momeală artizanală. Mm-hmm. Care imită o blană de un iepure, este făcută din blană de iepure, agățată trasă de o trasă de un motor, cu o viteză foarte mare și cu obstacole. Adică cu obstacole sunt puși, se puși în pământ, iar ea virează brusc, dreapta, stânga. Să oblige pasărea să urmărească, să facă virajele. Da. Exact. Prietenul meu, Tintin, ai cucerit vreo medalie? Da, acum un an de zile, locul 2 am luat cu el. Tot pe podium. Da. Nu, niciodată. Ți-am nu... spus, el are podium asigurat. Niciodată n-am fost la o competiție niciodată pentru asta. Podium, dar... Niciodată. Deci nu eram absolut deloc trist sau... M-am dus acolo pentru a întâlni persoane mai în vârstă, persoane care fac asta de foarte din mult timp. Din meseria. Exact. Și a fost o surpriză el pentru ele. Da. Da. Ești deja un șeimăr periculos pentru... Un lucru impresionant de asemenea e faptul că te duci și inițiezi, deschizi ochii copiilor vis-a-vis de... Te duci unde? În grădinițe? Da, vizităm grădinițe, after school, școli. Ok. Unde le explicăm copiilor ce este, de fapt. Pentru că și adulților. Gândiți-vă că nici copiii, nici adulții nu au ocazia să vadă o pasăre de pradă de aproape. Toți văd cumva întâmplător pe cer, la distanță mare, o siluetă care trece sau în viteză că își urmărește prada sau planează că supraveghează teritoriul. Dar să o vezi de aproape, să vezi cum are ghearele, cum are penele, cum are corpul. Este cu totul și cu totul altfel decât la televizor. Mi-ați oferit imens asta, sau... sunt fascinat acum. Chiar dacă îți vorbește acolo, nu? Că ne aude. Acum. Dragilor, podcastul se apropie de sfârșit. Tintin, îți mulțumesc că ai fost un co-moderator grozav al podcastului. De asemenea, o adevărată bucurie și sunteți o enciclopedie de informații. Îmi place, dar continui. Și mulțumesc și sper să aibă cât mai mulți telespectatori ocazia. Cele mai multe laudele le merită prietenul meu, Robert. Cu foc interior, cu pasiune, cu iubire, care sper să... Să-l țină, că e deja la început. Respect, în primul rând, la celorlalți crescători și ne vedem cu drag, cu mare drag ne vom revedea la o nouă ediție a podcastului Business Philosophy. Vă mulțumesc mult! Mulțumim și noi!